Doresc din toată inima și cei ce sunt acasă în momentele acestea să deschidă Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, pagina în Biblie, 1053, traducerea Cornilescu, de unde vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Evanghelia după Ioan, din capitolul 20, începând cu versetul 24. Tom a zis, Geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți sucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul și le-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, a dus degetul încoace și uită la mâinile mele și a dus mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios drept răspuns Tom i-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu Tomo i-a zis Isus pentru că mai văzut ai crezut ferice de cei ce n-au văzut și au crezut Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți Că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Slăvit ce binecuvântat să fie numele Lui! Doresc din toată inima, prin intermediul internetului și a slujirii pe care o facem în această dimineață, să binecuvântăm numele Domnului, să binecuvântăm pe cei ce ne urmăresc, ne ascultă, care sunt părtași cu noi la această părtășie și zic din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne ascultați, pe toți care ne vizitați prin intermediul internetului, fie ca îndurarea Domnului și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi în această dimineață. Mă gândeam mult la... În momentele acestea pe care trecem, în situațiile acestea prin care trecem și în modul în care am ajuns să ne închinăm lui Dumnezeu și mă gândeam de multe ori la cuvintele fratelui Duțu, biserica din casă. Și mă gândeam cum ar fi fost să fie o biserică din casă în care să predici în casă, în care să cânți în casă, în care să te închini în casă doar cu familia. Niciodată nu mi-am trecut prin minte că voi ajunge situațiile și momentele în care să trecem și noi ca biserică. Am văzut de multe ori biserici arhipline cu sute, cu chiar mii de persoane în ea și am ajuns în situația să fim doar o biserică de casă. Niciodată nu ne trecut prin cap sau prin mintea noastră că vom ajunge situațiile de felul acesta. M-am gândit pentru noi în dimineața aceasta un gând pe care Domnul mi l-a pus în, pe inimă și prin care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră credința și doresc din toată inima ca timpul acesta pe care îl avem de a sta în case, să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră cu credință, cu o credință în cuvântul lui Dumnezeu, cu o credință să credem că și cuvântul acesta lui Dumnezeu este adevărat și că tot ceea ce a spus Domnul este valabil, și că tot ceea ce prevestește și vestește Duhul Sfânt este adevărat și trebuie crezut. Având în vedere că situația este de așa natură, că trecem prin problemele acestea, prin, prin situația, prin încercarea aceasta, lumea întreagă trece prin momentele acestea grele, m-a gândit la tot ceea ce Duhul Domnului a descoperit și a spus. Și mă gândeam și m-am dus cu gândul la ucenicii Domnului Isus Hristos, la care Domnul Iisus Hristos, când a fost cu ei, de multe ori, de nenumera, nenumărate ori, Domnul le-a vestit vremurile care au să vină. Chiar le vestea despre ceea ce va trebui să pătimească Domnul, prin ceea ce trebuia să treacă Domnul, prin suferințele pe care trece. Și vreau să mă duc să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu, în Matei, capitolul 16, și doresc să deschideți acasă împreună cu noi scripturile unde spune în cuvântul Domnului în Matei, în Evanghelia după Matei, capitolul 16, de la versetul 21, unde Domnul Iisus Hristos, înainte de a se întâmpla lucrurile care s-au întâmplat în Ierusalim, El le vorbea ucenicilor și înștiința de vremurile care au să vină. Și dați vă ce spune versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi, el trebuie, că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătnească mult din pricina bătrânilor, din partea preoților cei mai deseamă și din partea cărturarilor care, era, care are să fie fi omorât, și că a treia zi are să învieze. Un cuvânt pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus o și chiar în momentele acelea. Când Petru a auzit mesajul pe care Domnul l a spus, cuvintele pe care Domnul le-a spus o ucenicilor, inima lui să îl trage pe Domnul deoparte și uitați, îl trage Petru de o parte pe Domnul și îi spune... Versetul 22, Petru l-a luat de o parte și a început să-l mustre zicând să te ferească Dumnezeu Doamne să ți se întâmple așa ceva. Dar Domnul îi spune că, dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi, a mea satană, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gânduri de lui Dumnezeu, ci sunt gânduri de ale oamenilor. Într-o altă împrejurare, când Domnul Iisus Hristos era în Galileea, tot cu ucenicii, versetul, 20, versetul 22 din capitolul 17, tot din Evanghelia după Matei, spune... Pe când stătea în Galileea, Iisus le-a zis, Fiul omului trebuia să fie dat, trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult de cuvintele Domnului Isus Hristos. Au fost mai multe momente când Domnul Isus Hristos le vestea vremurile care au să vină. A fost de mai multe ori momente în care Domnul le spunea ceea ce va trebui să pătimească, să plătească, dacă vreți, ceea ce trebuia să sufere pentru lumea întreagă, ceea ce îi se va întâmpla în momentele care îl așteaptă în față, și chiar de multe ori când se ruga și de multe ori când stătea de vorbă cu ei, chiar și în cina, la cina Domnului, înainte de a se împlini lucrurile acestea, cuvântul Domnului spune că în Marcul, în capitolul 16, le vorbea despre lucrarea pe care, pe care trebuia să se întâmple în zilele care stăteau în față. Și spune cuvântul Domnului că Isus de la versetul 9 din capitolul 16, după ce a înviat dimineața zile din tâi săptămânii, s-a arătat mai mult, mai mulți, întâi Mariei Magdalena, din care a scos cei șapte dragi, Ia s-a dus și a dat de știre celor ce fusese împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Au ajuns momentele în care au văzut că ceea ce Domnul Iisus Hristos le spunea a ajuns să se împlinească. Și spune cuvântul Domnului că Domnul în ziua din tâia în săptămânii când a înviat din morți și care era și în momentul când era viu, i s-a arătat Mariei Magdalena. Și spune că i s-a arătat și când ea a văzut lucrul acesta, după ce s-a arătat în ei, i s-au arătat și, zice, versetul 12, după aceea s-a arătat într-un fel la doi dintre ei pe drum când se duceau la țară. Aceștia s-au dus, de au spus lucrurile acestea celorlalți, dar nici pe ei nu i-au crezut. N-au crezut-o pe Maria, n-au crezut nici pe acești ucenici care mergeau spre drumul se duceau la țară, nu i-au crezut nici pe ei, deși Domnul Iisus Hristos le spunea că a treia zi va învia dintre cei morți. Scripturile descoperă și vorbea despre lucrarea aceasta. El însuși spunea ucenicilor tot ceea ce trebuia să se împlinească. Și în sfârșit s arătat celor 11 când se deau la masă și spune versetul 14, și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor lor, pentru că nu crezuse pe Cel ce-l văzuseră înviat. E adevărat pentru faptul care niciodată nu l-au văzut, deși Domnul Iisus Hristos a mai făcut multe minuni. A făcut chiar învieri din morți. L-a înviat pe Lazar, a înviat fiul lui Air. Și spune cuvântul Domnului că ucenicii ar fi trebuit să creadă lucrul acesta. Cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos li spunea că va trebui să pătimească, dar a treia zi, după ce va fi omorât, după ce va fi răstignit pe cruce, va învia a treia zi, cum spun Scripturile, slăvit să fie numele Domnului. Am citit din Evanghelia după Ioan, versetele acestea, versetul 30 și versetul 31, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Noi credem că Iisus Hristos e viu și a înviat din morți. Slăvit să fie în numele Lui! Deși Domnul îi mustră pentru necredința lor și pentru împietrirea inimilor lor și le spunea, și mă duc cu gândul într-o altă Evanghelie, în Luca, în Cuvântul lui Dumnezeu, unde arată și spune, și le vestea Domnul ucenicilor, le spunea lucrurile care sunt trecute în Scriptură și care trebuiau să se împlinească. Și uitați-vă în Luca, în capitolul 24, de la versetul 44, spune, Apoi le-a zis, Iată ce vă spuneam când, eram încă, când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristosul și să învieze a treia zi dintre cei morți, binecuvântat să fie numele Lui. Scripturile s-au împlinit, Cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit, Cuvântul Domnului Isus Hristos s-a împlinit, binecuvântat să fie numele Domnului. Vremurile au fost vestite și m-am gândit la. Momentele încercărilor prin care ucenicii trăiau când stăteau cu ușile încuiate de frica iudeilor, în prima zi a săptămânii când Hristos a înviat din morți și când se prezintă prin printre ei cu ușa încuiată și își face apariția în mijlocul lor și le spune pace vouă. Speriați parcă și îngroziți de situație, deși femeile i-au spus de învierea lui că l-au văzut, ucenicii i-au spus de învierea lui Spune cuvântul Domnului că în momentul când Domnul Iisus Hristos a coborât în mijlocul lor, le-a spus pace vouă, pentru că inima lor era tulbure în situația în care se aflau. Inima lor era fără pace în momentul acela și prin, aceasta, prin, care, prin situația prin care trecem și noi în momentele acestea, prin pandemia aceasta prin care lumea întreagă trece, Diavolul care uită să fure bucuria mântuirii din inima noastră, credința în Dumnezeu, în vremurile acestea care de fapt au fost vestite de Domnul, în care au fost descoperite prin Duhul Sfânt, în care de multe ori Domnul prin Duhul Sfânt le-a vestit și, credeți-mă, puțin dintre noi am crezut lucrurile care Duhul Sfânt le vestea de multe ori prin mijlocul nostru. Or fost momente când Duhul Sfânt strigă în mijlocul poporului său, vin vremuri la care mintea noastră nu se gândește, vremuri grele. În care Duhul Sfânt spunea, va veni momentul și viața în care va, veți vrea să vă adunați doi cu doi la altă și nu veți putea. Vor veni vremuri grele în care ușile bisericilor să vă închide și mi-aduc aminte nu cu multe luni înainte. Eram într-o biserică din Torino la sfârșitul lunii lui februarie, la sfârșitul lunii lui ianuarie, începutul lunii lui februarie, la o săptămână de rugăciune pentru familii. Și strigat Duhul Sfânt în mijlocul adunării, o biserică cașea noastră de mare, și strigat Duhul Sfânt în mijlocul adunării, vin vremuri și nu-i departe vremea, asculte vremea când zice ușile acestei biserici să vor închide, veți vrea să vă adunați la oaltă și nu veți putea, strângeți un de lemn în candelă. Eu vreau să vă spun, chiar în momentul acela, la nivelul minții, unora au trecut gândul și au zis așa, Doamne, lucruri din acestea mai auzit. Și Duhul Sfânt, pentru că își cunoaște mintea și gândurile oamenilor, o strigat în momentul acela. Chiar în momentele acestea, unii dintre voi spun, la nivelul minții, Doamne, lucruri din acestea mai auzit. Dar spunea Domnul, o să le vedeți cu ochii voștri împlinindu-se în scurte zile. Nu m-am gândit ca momentul acela să treacă doar câteva săptămâni și ușa bisericii să fie închisă și credincioșii din, în momentul acela să nu se mai poată aduna, exact cum spunea Scriptura 2 cu 2. La noi s-a dat o ordonanță care nu puteam să ne adunăm patru, doi cu doi fac patru, numai trei, pe stradă n-ai voie să mergi la o altă decât trei. Știa Duhul Sfânt de vremurile care au să vină. E adevărat că mulți dintre noi, și pot să spun că majoritatea dintre noi, nu ne-am gândit că vremurile care sunt în fața noastră sunt atât de grele și chiar la pragul ușii. Doar trebuia ușa să se deschidă. M-am gândit la situațiile care spunea Domnul Isus Hristos și ucenicilor. Vine vremea când va trebui ca și Hristosul să pătrimească și să fie răstignit, omorât, dar Hristos, cum spunea, a treia zi va învia, slăvit să fie numele Domnului. Binecuvântăm numele Lui și mulțumim. Fraților, vreau să ne rugăm lui Dumnezeu și să cerem pe acasă, unde suntem în momentele acestea, că ne-a ne dăruit Domnul timp pe care mulți dintre noi nu l-am mai avut în familiile noastre. Mulți dintre noi am neglijat altarele în casă. Mulți dintre noi aveam doar o fel de pocăință o formă de pocăință doar de duminică când veneam la adunare mulți dintre noi nu mai aveam timp de să ne adunăm să strângem cu familie, să ne rugăm să zidim altare și unele din descoperirile Duhului Sfânt pe care le striga și le vorbea multe altare din casele voastre sunt dărâmate multe jerfe nu mai sunt aduse pe ea zidiți-vă altarele că vine vremea când voi trece prin corturi și unde voi vedea zidite le spunea Duhul Sfânt, voi lăsa binecuvântare și protecție, iar unde nu, o să Domnul va trece cu încercare. Și m-am gândit că în ultimele, în ultimele momente din viață am avut slăvit să fie Domnul, pot să spun, am avut programe încărcate și am avut leviți care slujeau Domnului prin cântare și am avut coruri Fanfare, am avut biserici pline, am avut și avem teologi care să despice să firul nu în patru, în opt chiar dacă trebuie. Dar ceea ce ne lipsea bisericii noastre, nu vorbesc doar de biserica noastră. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în biserica mică au mai fost bătrâni, frați, surori, care de dimineața de la ora 10 la 11 veneau de obicei, aveau un obicei bun. Și zic din toată inima Dumnezeu să-i binecuvânteze, să o facă așa acasă. Să se strângă în Duhul fiecare unde sunt, la casele noastre, să ne punem pe genunchi și ora aceea, timpul aceea de părtășie pe care mulți dintre dumneavoastră l-ați avut aici, în casa de rugăciune, jos la demisolul bisericii, acum să-l facem fiecare dintre noi la rândul nostru, în casele noastre, să ne-l facem obiceiul acesta, să nu ne lăsăm de el, de la ora 10 la 11 să stăm în rugăciune înaintea Domnului și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc Domnului pentru că totuși în biserica aceasta au fost rugăciuni și sunt încă, continuăm să ne rugăm în continuare, dar au fost locuri în care s-au uitat de timpul acesta al rugăciunii, s-au uitat de momentul acela al părtășiei din familiile noastre și Dumnezeu în perioada aceasta ne-a făcut din nou să avem biserica în casă în care să ne rugăm, împreună cu familia. Și spuneam că veneam doar dumine ca unii și slujeam Domnului și după aceea de luni până sâmbătă eram ocupați de lucrurile noastre fără să mai avem timp de ora rugăciunii. Dumnezeu ne-a dăruit prin momentele acestea grele, ne-a dăruit timp în care să ne pregătim. Stăteam și mă gândeam în inima mea și am zis, Doamne, dacă veneai la începutul anului să-ți ridici biserica la cer, Câți dintre noi plecam? Câți dintre noi eram gata? Câți dintre noi puteam să spunem vino Doamne? Deși Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor de vremurile care au să se întâmple, ei totuși s-au gândit la ceea ce spun, că Petru l-a mustrat pe Domnul, parcă în momentul acela când i-a spus lucrurile acestea. S-au gândit, dar nu s-au gândit că o să fie chiar așa de aproape. Nu s-au gândit că să fie chiar în pragul ușilor în care să fie momentul încercării. Și momentul acela când Domnul îi și îi ceartă, în momentul când se întâlnește cu ei în cămăruță, în odăița de sus, închiși, acolo de frica iudeilor, le spunea de lucrurile care trebuiau să se împlinească și le spunea, că scria în Scriptură, le spunea despre ceea ce vorbea el. Tot așa și Duhul Sfânt este lăsat pentru noi și vreau să mă apropii de încheiere și Mă duc cu gândul la lucrurile pe care Domnul Isus Hristos le spunea pentru noi acum. Și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 16, versetul 7, spune: Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc la voi, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestuia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Și uitați-vă, versetul 13 spune: Când va veni Mângătorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Și am ținut să citesc versetul acesta. Este adevărat, Domnul stă la dreapta lui Dumnezeu, dar l-a lăsat pe Duhul Sfânt să ne vestească vremurile care vor veni, vremurile viitoare prin care va trebui să trecem. Așa cum ucenicii au trecut prin perioada aceea grea în care Domnul a fost luat din mijlocul lor și noi, la rândul nostru, vom trece prin multe etape în viața noastră. Și va trebui să se împlinească scripturile, va trebui să se împlinească lucrurile acestea care sunt scrise și descoperirile care Duhul Sfânt ne le descopere pentru vremurile care vin. Dar dorința mea este să ne rugăm lui Dumnezeu stând acasă la noi, stând în părtășie cu familie, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne mărească credința. Spunea Domnul Iisus în, odată lui Petru, spunea Petre, m-am rugat pentru credința ta ca să nu se piardă. E un lucru pe care mi-l doresc din toată inima să ne rugăm și noi lui Dumnezeu ca în vremurile acestea credința noastră să nu se piardă, să credem că tot ceea ce a vestit Domnul, că despre ziua pe care a vestit-o Domnul prin apostol, prin slujitorii lui, că va veni să judice ceea lui la cer, ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne mărească credința să ne dăruiască o credință de neclintit înaintea Lui, în care să ne întărească în momentele acestea, mai ales în momentele când trecem prin încercare, când lumea întrece prin încercare și prin necaz, Dumnezeu să ne mărească credința, să lese peste noi o pace divină, o pace cerească care întrece orice pricepere. Zic din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu să fie cu noi în momentele acestea și Duhul Său cel Sfânt să ne întărească. Duhul Său cel Sfânt să ne umple de putere și să ne dăruiască o credință autentică pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus-o cum ar trebui să o avem și noi ca și ucenicii după aceea. În momentul când l-au văzut pe Domnul în mijlocul lor, inima lor s-a umplut de bucurie. și cu adevărat l-au văzut pe Domnul înviat din morți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Doresc ca Domnul să ne mărească credința și să ne binecuvânteze pe toți. Din toată inima doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze întreaga biserică, așa cum suntem la casele noastre, fie ca îndurarea Domnului, ca binecuvântarea Lui, ca dragostea Lui să ne însoțească și Duhul Său cel Sfânt să fie cu noi. Amin.